Liberalii din Consiliul Local Suceava au susținut limita maximă pentru scutirea de penalități legiferate de Guvernul României. Viceprimarii Ovidiu Doroftei și Lucian Harșovski au subliniat că în acest mod vor crește veniturile primăriei. Proiectul de hotărâre prevedea inițial o diminuare de 50% a acestora, dar aleșii PNL au propus o reducere de 73,3%. Viceprimarul PNL, Ovidiu Doroftei, a salutat inițiativa legislativă a șefului executivului, arătând în plen că aceasta este o propunere de sorginte liberală. Dacă după 2 ani de zile am reușit să facem acest proiect, să-l avem pe masă, de ce nu mergem până acolo încât chiar să-i încurajăm să resimtă într-un mod foarte clar că sunt încurajați acești oameni și să încasăm, știți foarte clar și v-am venit cu argumente, v-am explicat că și la Cluj, și la Câmpul Lung și acolo, unde s-au aplicat aceste scheme de ajutor, într-adevăr, încasările la bugetul local au fost cu mult mai mari și decât estimatul. Întrebarea este de ce nu mergem, dacă legea ne permite, în jurul la 70%, de ce nu mergem și propun să mergem cu această facilitate în jurul acelui prag de 70%, 72%, așa cum ați spus dumneavoastră. Cel de-al doilea viceprimar liberal, Lucian Harșovski, a subliniat că măsura amintită este binevenită, cerând primarului Ion Lungu să preia propunerea aleșilor PNL. Discuțiile când au fost în grupul de consilieri au fost pentru a acorda facilități celor care nu pot plăti pentru că, din nefericire, economia nu duduia, cum spuneau unii, mai avea puțin și buguia. Și această facilitate fiscală este binevenită și de aceea îi spun și colegul meu, domnul Doroftei, și celorlalți, și grați, domnule primar, și cred că e bine să preluați, cum ați preluat toate astfel de inițiative ale consilierilor PNL, că amendamentul nostru care este să ia aprobă reducerea cu 73,3% atât cât prevede legea, în așa fel încât să-i stimulăm pe Suceve, să facă toate eforturile să-și plătească în această perioadă în care nu sunt bani la primărie și să beneficieze de o scutire de 73,3% din penalități. Și amendamentul meu este clar, la articolul 1 se aprobă reducerea cu 73,3%, respectiv și în această procedură de acordare a anului anulării contelor de majorări de întârziere a anexat acestui proiect, unde scrie 50%, modificăm cu 73,3%. Cred că este o măsură binevenită care să stimuleze plata odată ce această ordonanță a fost aplicată, lumea știa că așteptau. Și de aceea cred că reducerea cu 73,3% maximă cât prevede legea pe aceste datorii, pe aceste penalități, îi va face pe Suceveni să facă tot efortul să vină să-și achite dările la primărie. Până la urmă, propunerea viceprimarilor Doroftei și Harșovski a avut succes și a trecut cu votul consilierilor locali. Pentru a beneficia de noua facilitate, doritorul va depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere până pe 30 iunie anul viitor. Iar în cazul persoanelor juridice, aceasta va fi însoțită obligatoriu și de balanța de verificare analitică pentru luna precedentă înaintării cererii. O altă condiție este aceea ca autorul cererii să-și stingă prin orice modalitate prevăzute de lege până pe 31 martie 2016 toate obligațiile de plată principale, inclusiv chiriile, redevențele și amenzile.